Da, pentru toți cei care sunteți deschiși înaintea Lui Dumnezeu să primiți de la El în dimineața asta, vreau să știți că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. El vrea să facă lucrul ăsta. Îi dorința Lui, inima Lui, care vrea să lucreze în ființele noastre. Da, trăim într-o lume puizată, extenuată, obosită și ăsta e subiectul despre care vreau să vorbesc azi, despre extenuare. Oboseală, epuizare, pentru că lucrul ăsta este un lucru cu care se frământă întreaga omenire, și ăsta este un lucru care atinge cote alarmante în lumea noastră. Na, da? lumea asta epuizată, extenuată, obosită, este o consecință a umblării oamenilor pe pământ. Epuizarea asta este o consecință a umblării oamenilor pe pământ. Lumea asta, așa încet, dar într-un mod sigur, merge spre distrugere, și una dintre cauzele care va produce distrugere mare pe pământ este chiar epuizarea omului. Atunci când oamenii sunt epuizați, oamenii apelează la lucruri care sunt distrugătoare. Să știți că unul dintre motivele pentru care tinerii vor să se sinucide. De ce ar vrea un tânăr care are viață înainte, care are energie, care are viitor, care poate să facă lucruri mari? De ce ar vrea un tânăr să se sinucidă? Unul dintre cauzele principale e epuizarea. Epuizarea psihică, epuizarea mentală, epuizarea emoțională. Astea sunt tipuri de epuizare care duc pe tineri într-un, într loc în care își doresc să facă lucrul ăsta. Nu mai spun despre puizare spirituală, că e cauza acestor lucruri, dar generația tânără trăiește cu lucrurile astea. Noi trăim din epuizare, nepuizare. Nici nu trebuie să înregistrez. Majoritatea oamenilor cu care mă întâlnesc de la biserică îmi spun, nu mai pot. Sunt epuizat. Eu le zic, trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu. Avem o chemare din partea Dumnezeu. Sunt planuri pentru noi toți se uită la mine. Aha. Uh -huh. Fă. Exact. Nu e așa că trăim într-o lume epuizată. Sunteți cu mine? Trebuie să vorbim mai tare că nu aud bine în dimineața asta. O lume epuizată, extenuată. Și vreau să învățăm din Cuvântul Lui Dumnezeu despre lucrul ăsta. Vreau să învățăm din Cuvântul Lui Dumnezeu pentru că Spre surprinderea voastră, poate, există și o epuizare care vine din Dumnezeu. Există o oboseală care este menționată în scripturi și care vine de la Dumnezeu. Este ceva ce Fiul lui Dumnezeu a experimentat și ceva ce e în ordinea Creației. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a lucrat șase zile și a șapte zile ce a făcut? S-a odihnit. Credeți că avea nevoie Dumnezeu de odihnă? Dumnezeu tot puternic, în care există putere infinită, face o rânduială în univers ca omul să înțeleagă că există ceva de care omul are nevoie săptămânal. Să se oprească și să se odihnească. Oamenilor nu le place să stea în legea lui Dumnezeu și atunci apare o altă formă de puizare. Dar vreau să ne uităm puțin la epuizarea asta sau la oboseala asta care este după sau care este din Dumnezeu, ok? Și dacă aveți cuvântul Dumnezeu, puteți să deschideți la Ioan, capitolul 4. Ioan, capitolul 4. Nu vă prea aud Biblie deschise, sau so a trecut luna aia. Ioan la capitolul 4, cuvântul Dumnezeu spune așa. Domnul afla că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, însă Iisus nu boteza el însuși, și ucenicii lui. Atunci a părăsit iudeii și s-a întors în Galileea, fiindcă treia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din Ținutul Samare numită Sihara, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iof, Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus ostenit, obosit, ok, de călătorie, și de a lângă fântână era pe la, pe la ceasul al șaselea. Vezi, este o formă de oboseală care vine din slujirea lui Dumnezeu, pentru că faci ceea ce trebuie făcut. Și acest tip de oboseală e ok, chiar și Domnul Iisus l-a avut. So, cuvântul folosit aici în greacă este cuvântul copiau, care se referă la faptul că ai făcut tot ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu, că ești obosit, dar specificul acestei obosele este faptul că nu caz prin tipul ăsta de oboseală, chiar dacă ai fi atacat de ce nu caz pentru că oboseala nu e ceva ce te consumă, și vine dintr-o epuizare în timp ce tu ești energizat de Dumnezeu. Ok? So, ai făcut ceea ce trebuia să faci și obosit, dar acum ai nevoie de odihnă. E singurul tip de oboseală pe care noi ar trebui să-l avem. Mai sunteți cu mine? Cuvântul ăsta, copiao, apare și în Apocalipsa 2. Dacă deschideți cu mine, o să facem puțin studiu biblic, cuvinte în greacă în dimineața asta, ok? Apocalipsa 2, De la versetul 1, cuvântul Lui Dumnezeu spune așa, Îngerul Bisericii din Efes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce ombă prin cu celor șapte sfe sfe sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, ok? Și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei rău, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numele meu și apoi și n-ai obosit. Vezi, asta este o oboseală după voia lui Dumnezeu. Ai făcut ceea ce trebuia să faci. Ok? Și apoi, din pricina că ai făcut ceea ce trebuia să faci, te o, trebuie să te odihnești. Și remediul la acest tip de oboseală este ziua de sabat, ok? în care evreii trebuiau să se încarce cu Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos, dacă vă uitați, nu o să citesc tot, eu am patru, că pe unii dintre voi o să vă pierd, dar vă spun puțin ce urmează mai departe. Vine o femeie, ok? Vine o femeie la fântâna aia și are o conversație cu Domnul Iisus. Și încep să discute amândoi. Și Domnul Iisus îi spune acelei femei să-i dea niște apă să bea, și în timpul conversației, femeia se uită la el și îl vede obosit. Și îi spune, mai bine vă citesc. De la versetul nou, ok? Spune, femeia samariteancă a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudei, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie, ok? Și femeia se uită la el și zice, păi tu n-ai nici găleată să-ți iei apă acum și ești obosit și tu vrei să zici că îmi dai apă vie. Asta e versetul 11. Doamne, a zis femeia, n cu ce să scoți apă și fântâna adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a spus, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete, dar oricui va, bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu, se va preface în el în izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și aici Domnul Iisus Hristos vine și spune foarte clar lucruri de care noi avem nevoie. Avem nevoie de Duhul Sfânt în ființele noastre, care este puterea lui Dumnezeu pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți cu mine. Unul dintre motivele pentru care obosim în lucrarea lui Dumnezeu este faptul că nu facem lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Iisus Hristos, înainte să se înalțe, le-a spus ucenicilor, voi veți primi o putere de sus, Veți primi o putere ca să fiți martor și să faceți lucrarea lui Dumnezeu, dacă vreți, până la marginile pământului. Dacă nu ești plin de puterea lui Dumnezeu, dacă nu ai în tine această apă vie, o să încerci să faci lucrarea lui Dumnezeu și o să fie epuizat. Pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu prin puterile tale personale și atunci nu ai cum să nu rămâi epuizat. Dar epuizarea asta, să se obosească, despre care se vorbește aici care e prezentă și în Apocalipsa 2, de unde am citit, nu este o epuizare care duce, okay, la distrugere, ce este ceva în care tu ai nevoie să te odihnești, să-ți reînnoiești puterile stând în prezența lui Dumnezeu și hrănindu-te cu el. Pentru că Isus mai departe spune despre lucrul ăsta. Vin ucenicii, mai încolo, ok, vin ucenicii și ucenicii. Versetul 27. Se întorce mire că vorbește cu o femeie. Versetul 3. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorile, mănâncă. Mănâncă ca să-ți renoiești puterile. Uite, ești obosit. Și Domnul Iisus le răspunde. Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Versetul 34, el îi spune: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Dacă stai în voia lui Dumnezeu și mănânci din mâncarea lui și te hrănești, duhovnicește, poți să faci în continuare lucrarea lui Dumnezeu, fără să fii obosit. De fapt, dacă vă uitați mai departe în, în pasajul acesta, Cuvântul Dumnezeu ne spune că femeia se întoarce înapoi în Samaria le zice că au găsit un profet extraordinar și vine tot orașul vine la Isus. Pe Isus era obosit. Tot orașul vine la Isus și cuvântul Dumnezeu ne spune că Isus Hristos a stat două zile acolo, le-a vorbit din partea lui Dumnezeu și apoi cuvântul ne spune că a fost o mare trezire acolo în mijlocul lor. Sofiul lui Dumnezeu a avut resurse pentru că era conectat la Duhul lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, și asta e ceva normal și este singurul tip de oboseală pe care noi ar trebui să-l avem. Dar acum vreau să ne uităm la alte tipuri de oboseală care noi n-ar trebui să le avem, care sunt prezente în Scripturi și care dăunează grav sănătății omului. Știți care este cauza epuizării acestui pământ? Pentru că v-am spus că epuizarea pământului o steneală, extenuarea acestui pământ este o cauză a umblării omului. Știți de unde vine această epuizare? Vă aduceți aminte la creație. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, l-a pus în grădină, l-a binecuvântat și a zis stăpânește peste toate lucrurile. Vă aduceți aminte lucrul ăsta? Mai sunteți cu mine? Dați din cap în dimineața asta că nu vă aud. Bun, perfect. Deci le spune lucrul ăsta. E bine, cuvintea zice, stăpâniți peste între pământul, dar le dă o interdicție. Le dă o interdicție foarte clară. În mijlocul grădinii era un pom despre care Domnul a zis să nu mănânce, pentru că în ziua în care vor mânca, vor muri negreșit. Dar vreau să vă spun ce s-a întâmplat în ziua aia. E o chestie ce e și demonstrată științific, într-o măsură. E un lucru pe care eu îl cred. Toți teologii pot să vină și să mă combată, să mă confrunte legat de lucrurile astea. E ok, putem să avem o discuție legat de asta, dar vă spun ce cred eu că s-a întâmplat în acea zi. Eu cred că în acea zi moartea a intrat în om într-o stare latentă și de atunci orice om de la concepere are această moarte în el într-o stare latentă. Și că una dintre expresiile morții latente este epuizarea. Epuizarea. Una dintre consecințele clare ale păcatului a fost epuizarea. Dumnezeu chiar și spune omului că cu trudă, ok, își va câștiga pâinea și va lucra pământul. Și apoi când stai și te uiți, e greu de privit și de văzut lucrul ăsta. Oamenii se nasc, ok, cresc. Și când ești tânăr, ai un nivel de stamina în tine și apoi încetul cu încetul, cu cât înaintezi în vârstă, stamina aia crește, așa -i? Stamina aia scade și te puizezi din ce în ce mai ușor. Și ăștia care sunt mai trecuți prin viață, sunt cei care înțeleg lucrul ăsta. Cei care sunt tineri să uită și ei cred că ei o să fie supermen pentru tot restul vieții lor. Dar lucrul ăsta nu este adevărat. Stamina care e acum în tine se epuizează. Și vreau să spun un lucru și mai grav. Dacă stai și te uiți în scripturi, epuizarea este o consecință a păcatului, este de natură spirituală. Și atunci, din acel moment, au apărut tot felul de forme de epuizare cu care oamenii se confruntă astăzi și sunt forme de epuizare care sunt descrise în scripturi care duc la boală. Forme de epuizare care duc la boală. Și o să vă arăt în scripturi lucrul ăsta. De aceea sunt mulți tineri care din cauza epuizării se îmbolnăvesc. De aceea sunt mulți oameni care din cauza epuizării se îmbolnăvesc. De fapt, unul dintre remediile pe care le tot dau medicii atunci când te văd depuizat e să te duci undeva la munte, aer curat și să te detașezi de lume. Dar vreau să vă spun, my friends, vreau să vă spun adevărul. Adevărul este că acolo unde este o cauză spirituală, cauzele naturale nu sunt un remediu. Poate ameliorează puțin lucrul respectiv, dar nu este adevăratul remediu. Este un lucru bun să mănânci sănătos, este un lucru bun să faci sport, este un lucru bun să faci toate aceste lucruri, dar vreau să știți că există o odihnă pe care nu o poate da somnul. Există o odihnă pe care o dă doar Dumnezeu. De aceea Domnul Isus vine și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, împovărarea are de a face cu Spiritul cu lumea spirituală și eu vă voi da o dihnă. O dihnă. Sunt convins că majoritatea dintre voi observați că acum este o vreme în care toți căutăm pauza. Încă de joia căutăm să fim, să ne destindem, să facem, să nici nu venim la biserică, vrem să fim liberi, omule, adică vreau să mă relaxez. Și oamenii nu sunt mai ok, ci sunt mai obosiți. Mulți merg în vacanțe, stau în vacanțe și când se întorc din vacanțe, guess what? Lunea în care trebuie să întorci la lucru e sinucitere curată. Păi ar trebui să fii, yes man, am tot ce întrebe, în încă un an o să rup tot, o să mă... Am vrut să zic o să mă promoveze. Când vă ce tare na. Pentru că există o puizare care vine din cauza păcatului. Și puizarea este foarte nocivă. Nu hai să vă arăt în scripturi despre lucrul ăsta. Bun? Dacă deschideți cu mine la Evrei, capitolul 12, de la versetul 1. Mai sunteți cu mine? V-am pierdut? Pe cei pe care am pierdut, Doamne, adu-i înapoi. Te rugăm. Uitați-vă la Evrei, capitolul 12, de la versetul 1, bun? Zice, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vedeți care e îndemnul? În versetul 1. Pentru că există un nor de martori bun, care ne vede, care și-au sfârșit alegarea, care au fost credincioși, și norul de martori din Evrei 11, e un îndemn să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Să dăm la o parte astea două lucruri și să alergăm, ok? Să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Ce credeți că înseamnă alergarea? Să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Dacă luați cuvântul alergare în contextul scrierii biblice, ok? Apostolul Pavel vine și spune de mai multe ori, mi-am sfârșit alergarea. Alergarea ar de face cu chemarea fiecărui om. Sunteți de acord cu mine? Din cap. Bun, deci sunteți de acord. Pentru că cuvântul în limba greacă este un cuvânt diferit de să alergăm. Să alergăm e cuvântul treco, cine e cu greaca poate să-și deschidă la limba greacă și să vadă. Și apoi, cuvântul alergare, alergarea noastră, este cuvântul agono. Agono de la care vine cuvântul agonizo. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Lucrul ăsta înseamnă că chemarea ta este ceva agonizant. Este ceva greu. Este o, 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 dacă vrei, o alergare de maraton. Majora dintre noi nu știm ce înseamnă să alergăm la maraton, că n-am alergat niciodată. Dar cine alergă la maratoane știe că e o alergare în care ești puizat aproape total și că începi să te doară toate și agonizezi în trupul tău, dar continui alergarea ca să ajungi la țință și ăsta e cuvântul cuvântul legat de alergarea noastră, dacă voi credeți că alergarea la care ne-a chemat Dumnezeu e numai așa ceva de relaxare sâmbătă dimineața prin pădurile de lângă Timișoara, să știți că alergarea creștină nu este genul ăla de alergare de relaxare, ci este o alergare în care ești chemat să agonizezi înaintea lui Dumnezeu pentru a ajunge să împlinești planul și scopul lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta. Înțelegeți? Să versetul 1. Versetul 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pus înainte a suferi crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreaptă scaunul de domnia lui Dumnezeu, ne spune felul în care putem să alergăm în așa fel încât să nu fim epuizați în alergarea noastră în timp ce agonizăm. Îi spune, dacă vrei să câștigi lupta, dacă vrei să câștigi războiul, dacă vrei să sfârșești alergarea, trebuie să te uiți țintă, să ai atenția pe Dumnezeu, să te uiți țintă la Dumnezeu care este și autorul, și desăvârșitorul credinței noastre. Și ideea ei înseamnă, ideea asta e să alergi împreună cu El în alergarea asta. Pentru că El îți dă credință, îți dă putere să poți să alergi până la capăt. El te ia de mână și te duce el dacă umbli alături de el, dacă stai cu atenția pe el. Ok? Și acum, versetul 3. Noi aici, în versetul 3, sunt două tipuri de oboseală distructivă. Una duce la boală și una duce la leșin. Mai zic cum e. Uitați-vă, versetul 3. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, om privit așa de așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Două cuvinte în limba greacă sunt aici, ambele au de-a face cu oboseală și se traduc oboseală, dar sunt scrise în cuvânt într-o formă diferită. Primul cuvânt este să nu, vă, nu cumva să vă pierdeți inima. Nu cumva să vă pierdeți inima. Cuvântul folosit aici este cuvântul camno. Camno este un cuvânt care arată o epuizare extremă care duce la boală. Și o să vă explic asta, ok? Și al doilea cuvânt, caz în leșin, nu mai poți să alergi, ok? Să cădeți de oboseală, îi traducerea Cornilescu, dar cuvântul ăsta, ecluo, cuvântul ecluo, se referă, ec este în afară, luo înseamnă a deslega și se referă la sufletul care s-a vărsat complet și nu mai are nicio putere, cade în leșin. Știți că uneori și folosim expresia asta că parcă după o alergare, că îmi dau sufletul. Nu? No, asta e cuvântul ăla, e Nu, no, cuvântul ăsta, cam e no, mai folosit doar o singură dată în Noul Testament. Și dacă vă uitați în interlineare sau dicționare de limba greacă, e simplu acum, pentru că există o grămadă de chestii pe e-biblia pe care puteți să le folosiți, să vedeți. Cuvântul ăsta, cam noi, mai folosit doar o singură dată în Noul Testament. În Iacov, capitolul 5, dacă puteți să deschideți în Iacov, 5, de la versetul 14. este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii biserici să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Aici în versetul 15 apare cuvântul camno, la cuvântul bolnav. Deci există o formă de puizare fizică care duce la boală. Există o formă de puizare fizică care duce la boală. Aici îl avem pe doctor Dore prezent. O, Dore, azi am treabă cu tine, fratelos. So. Dore este medic oncolog și știe lucrul ăsta. Una dintre simptomele clare ale cancerului este puizarea. Este puizarea. Când ești puizat pur și simplu, fără cauze, fără motive, e un simptom al faptului că ai putea să ai cancer. Și cu toții știm că sunt o grămadă de boli care se nasc, dacă vreți în ghilimele, în urma epuizării. Noi ai cuvântul ăsta, camno, care e folosit aici. Să știți că n-am prea experimentat în Biserica Lumina, vă spun foarte clar și e un adevăr, n-am prea experimentat în Biserica Lumina să vină oameni să ne ceară să le facem ungerea pentru că au, știu eu, anumite răceli de sezon sau că se confruntă cu ambrozia. Și de obicei oamenii vin să-i unge un de lemn când au anumite forme mai grave de boală. Să există o, o, o formă de epuizare destructivă care vine peste om și duce la boală. Și vreau să mă auziți bine. Noi putem să trăim viața pe acest pământ prin energia, puterea lui Dumnezeu. Și asta este umblarea în Duhul. Sau putem să trăim viața asta în firea pământească. Și firea pământească, firea pământească, îți dacă vrei, te suge de viața care îi în tine. Firea pământească consumă, dacă vrei, consumă energia ta ca ființă umană. De aceea tu poți să trăiești prin Duhul, cu o energie care vine de la Dumnezeu și sunt cuvinte în greacă care vorbesc despre lucrul ăsta, sau poți să trăiești în firea pământească cu o energie care ți este consumată din tine. De fapt, nu facem în dimineața asta teologie legată de lucrul ăsta, dar vreau să știți că duhurile locuiesc în firea pământească, în locul ăla care îi nerăstignit. Și așa, o teologie simplă, că v-am spus că nu am timp să explic acum despre lucrul ăsta, când a apărut firea pământească în om? Știți că firea pământească și astăzi este ceva în om ce nu aparține împărăției lui Dumnezeu. Puteți să vă uitați foarte clar, Roman 7, Roman 8, spune Apostolul Pavel foarte clar că firea pământească este ceva ce nu va fi răscumpărat în om. Și ceva ce trebuie răstignit, e ceva ce trebuie pus deoparte, e ceva după care tu să nu trăiești pentru că lucrurile aia te consumă, te distruge. Cei mai puizați oameni sunt oamenii care sunt chinuiți de ce e rău? Există atacuri și apoi există forme de chin. Și unul dintre lucrurile despre care Cuvântul ne vorbește este această formă de puizare extremă care duce la boală. Se deschide o ușă înspre boală. Și apoi este cuvântul ăsta, ecluo, care v-am spus că. Ne vorbește despre o extenoare atât de extremă încât caz în leșin. Și atunci când ești în leșin, nu o să mai lucrezi pentru Dumnezeu. Sunt o grămadă de creștini în bisericile noastre care sunt în comă spirituală. Nici măcar nu-și dau seama legat de lucrul ăsta, dar sunt în comă spirituală. Știți care este remediu? Știți cum ar trebui să umblăm noi? Sunt doi oameni despre care despre care vreau să vă arăt în scripturi, ok, dacă sunteți atenți, doar punem două, două versete, ok? Fapte 6 cu 5. Fapte 6 cu 5, să vedeți de ce era însuflețit Ștefan. Fapte 6 cu 5 spune: o "Ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt." Vedeți acolo două lucruri, credință și Duhul Sfânt. Le vedeți acolo? Ștefan, plin de credință și de Duhul Sfânt. Și apoi, fapte 11 cu 24, 11 cu 24, spune, Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Vezi cele două elemente? Credința și să fii plin de Duhul Sfânt. Când ești plin de credință și de Duhul Sfânt, trăiești prin energia care vine din Dumnezeu și faci lucrarea lui Dumnezeu fără să fie extenuat, fără să fie obosit, fără să fie puizat. Când nu ești tare în credință și când nu ești plin de Duhul Sfânt, trăiești într-o altă energie care duce la distrugerea ființei tale. Ok? Uitați-vă, vă dau alte versete, bun? Doar ca să observăm. FSN 3 cu 6, de exemplu. E o chemare a poporului Lui Dumnezeu din Efes și Apostolul Pavel spune 3 cu 16, scuze. 3 cu 16. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slave sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul lăuntric. Pavel se roagă pentru biserica din Efes, ca în mijlocul persecuției să fie întărită în putere în ființa lăuntrică, în omul lăuntric, ca să poată să rămână tari. Dar sunt două cuvinte acolo, îl mai las un pic versetul. Sunt două cuvinte care sunt despre putere în versetul ăsta. Să vă întăriți, este cuvântul kratos, en kratos, să fie întărit, en kratos, și apoi cuvântul dunamis este în putere, ok? So, Pavel se roagă două cuvinte în limba greacă. En și dunamis, să fie în ființa voastră în omul ontric. Bun? O să mergem la alte versete și o să vedeți că sunt patru cuvinte cu privire la putere, dar vreau să ne uităm puțin la 2 Corinteni 13, de la versetul 1 la versetul 4. 2 Corinteni 13, la versetul 1, de la versetul 1 la versetul 4. Nu uitați-vă cu ce problemă se confrunta Pavel în biserica din Corint. Spune, vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei marturi. Și de aici, ascultați ce zice Pavel. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi vă zic, că nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit, mai dinainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, și amenințare, n-am să vă cruț deloc, băieți. Erau copiii lui spiritual. Dar Pavel spune, n-am să vă cruț deloc. Că-și căutați, uitați ce căutau oamenii ăia, la Pavel. Că-și căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. Ăștia se îndoiau că Pavel este plin de puterea lui Dumnezeu. Că vorbește și prin puterea lui Dumnezeu. Vă puteți imagina o biserică care să se îndoiască că Pavel umblă în puterea lui Dumnezeu? Următor verset. În adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Vă-l imaginați pe Pavel, merge în mijlocul lor, plin de viață Dumnezească în mijlocul lor se întâmplau semne și minuni și puterea supranaturală lui Dumnezeu se manifesta în mijlocul lor și știa avea un doel că Pavel umblă cu puterea lui Dumnezeu. Și de asta Pavel spune, vom fi plini de viață cu el față de voi. Versetul 5. Pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Vedeți? Puterea lui Dumnezeu și credința. Pe voi încercați-vă pe voi și vă încercați, vă nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Ăsta e un verset, ok? Mai dau altul. 2 Corinteni, 1 Corinteni 2, de la versetul 1 la versetul 5. 1 Corinteni 2, 1 Corinteni 2, de la versetul 1 la versetul 5. Pavel spune așa, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina al Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovdirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Versetul 5. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Vedeți aceste două elemente. Credință și puterea Duhului Sfânt. Dar dacă este ceva ce trebuie să te rogi zilnic înaintea lui Dumnezeu, e să crești în credință și să crești în puterea lui Dumnezeu. Zilnic. Să crești în credință și să crești în puterea lui Dumnezeu. Nu știu dacă voi înțelegeți ce se întâmplă aici. Eu când stau și mă uit, de fapt îmi dau seama că Pavel avea aceleași probleme pe care le avem noi. Că oamenii uneori vin și se uită la tine și se gândesc, bă, ce pot să-mi fac asta? Ăsta și el predică pe acolo, prin față, n-are nicio autoritate. Doar întreb, oare? Oare? Vreți să vedeți ce, 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 trăiri avea Apostolul Pavel și ăștia se îndoiau de puterea lui. Uitați-vă la versetul ăsta, în 2 cu 5. Colosând 2 cu 5. Spune Pavel așa, că și măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Dar vedeți, noi când vă auzim așa și ne gândim că cu Duhul, e că era în Duh. Vă spun eu, în Duhul, unde era Pavel în vremea de atunci, vedea fizic ce se întâmplă în biserica din Colose. Mai sunteți cu mine? Vedea fizic ce se întâmplă în biserică din Colose. Omul ăsta era prin Corint, ok? La sute mii de kilometri distanță și se uita în Colose și vedea ce se întâmplă și le scrie o epistolă și zice Bravo băieți! În Duhul sunt cu voi și privesc, mă la ce faceți voi aici. E posibil lucru să în Scripturi. Găsim altundeva în Scripturi că așa ceva e posibil. Vreau să vă întreb. Găsim? Puteți să vă uitați, de exemplu, 1 Corinteni 5. 1 Corinteni 5. Uitați-vă la 1 Corinteni 5. Ce se întâmplă în 1 Corinteni 5? Pavel trebuie să pună sub disciplină, de la distanță, pe cineva ce umbla în păcat. Și nu există o avioane să zboare rapid acolo și să facă rânduială. 1 Corinteni 5. Și atunci Pavel are o convocare cu liderii bisericii. Uite, uitați ce spune aici. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân se pomenesc. Până acolo că unul din voi trece cu nevastă tatălui său. Versetul 2. Asta era problema. Și voi v-ați folit și nu v-ați băhnit și mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta asta să fie dat afară din mijlocul vostru. Versetul 3. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar uitați ce zice, dar fiind de față cu Duhul, fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. Versetul 4. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus, versetul 5, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru micirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Paul suneram eram de față cu Duhul acolo și am la hotărâre împreună cu voi. Și dacă vă gândiți, bă, de asta doar la Apostolul Pavel s-a întâmplat de două ori și, na, era în Duhul, nu neapărat trebuie să fie prezent acolo el să vadă lucrurile. Vă ați aminte de episodul ăsta din Vechiul Testament? În care, Vedeți puizarea. <laughs> Naaman vine să fie vindecat. Vine la Elisei să fie vindecat. 2 împărați, capitolul 5. Și omul lui Dumnezeu Elisei îl vindecă. Și apoi Naaman, pentru că fusese vindecat, vrea să-i dea daruri lui Elisei. Vrea să-i dea daruri. Argint, și haine de schimb. O grămadă de haine de schimb. Și Elisei refuză, zice, nu, mersi. Așa că Naman își ia laiu și pleacă. Se duce acasă. Și Gehazi, slujitorul lui, Na lui Elisei, când vede argintul ăla și ce hațoale și mechere avea Naman, s-o gândit pe asta, n-ar fi stafan și pe mine. Și aleargă după Naman. Îl oprește și bag o minciună acolo, una gogonată. O, ori veni niște proroci, o venit niște proroci la stăpânul meu și au nevoie de două schimburi de haine și dacă poți să le dai și un talent de argint. Și Naman se uită și zice, păi cum să nu dau doi talanți și haine. Și dă la prietenul nostru Gehazi, îi dă lucrurile astea și Gehazi se întoarce, se bagă acolo, intră în casă și Elisei îl aștepta și îl întreabă, unde ai fost? Vă să aminte ce îi răspunde? Nicăieri, stăpâne. Și atunci el se zice, oare Duhul meu? Oare Duhul meu n-a fost cu tine când te-ai dus la Anaman și ai făcut toate lucrurile astea? What? Oare Duhul meu nu a fost cu tine prezent când tu conversai. Dacă vă uitați în 2 Împărați 6, o să descoperiți o grămadă de chestii în care împăratul Siriei făcea planuri de război și toate planurile de război erau date pe față la împăratul lui Israel și el la un moment dat zice, bă, cine este aici care minte, care spionează pentru împăratul lui Israel? Cine spionează aici? Unul dintre voi, spionează. Și un slujitor zice, nu, domnul meu, Elisei vine în duhul aici. Orice zici, aude, îi zice la împărat și ăla face ce trebuie făcut. Sau am deviat de la subiect, doar să înțelegeți unde duce trăirea prin credință și umblarea în putere. Și în trăirea asta, în credință și în umblarea, în putere, suntem toți chemați. O să mă opresc aici la versetul ăsta din Efeseni uh, 1 cu 19, cu toate că puteți să citiți și Isaia 40, de la versetul 29 la versetul 31, pentru că astea sunt remedierile. Remedierile. Cum a ajuns să nu fie puizat? Cum a ajuns să nu fie puizat? Isaia 40 spune cum tinerii o aleargă și obosesc, vă aduți aminte? Dar cei ce se încred în mine, cei ce au credință puternică în Dumnezeu, aleargă și nu obosesc. Bun? Și acum Efeseni nu nu Ceea ce în Efeseni nu și sunt patru tipuri de putere și asta este ce vreau să ne rugăm dimineața asta înainte lui Dumnezeu. Spune așa. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, ok? Prima, nemărginita mărime a puterii sale, bun? Sau so, prima, acolo, a puterii sale este cuvântul dunamis. Cuvântul dunamis, dunamis se referă la puterea de a înfăptui, de a face voia lui Dumnezeu, puterea de a înfăptui lucrurile lui Dumnezeu. După aceea, următorul cuvânt este după lucrarea puterii tăriei lui, ok? Lucrarea este un alt cuvânt pentru putere. Lucrarea este cuvântul energia energia, ok? Energia pentru a fi eficient. Să știți că energia este un cuvânt în greacă și poți să primești energie divină. În teologia ortodoxă se vorbește foarte mult despre energiile divine. Ok? Dar noi nu prea vorbim că credem care de a face cu alte religii și alte chestii. Al treilea cuvânt este versetul 19. Versetul 19. Al treilea cuvânt este cuvântul puterii din nou, puterii, deci lucrarea este un cuvânt pentru putere, energiea, puterii este cuvântul kratos și kratos este puterea de a domni, puterea de a stăpâni, kratos. Și ultimul, tăriei lui, tăriei, cuvântul iscus în greacă este puterea de a fi sănătos, de a sta în picioare. Să astea patru cuvinte sunt cuvinte pentru putere și știu că Dumnezeu vrea să ne slujească în dimineața asta și este un lucru ce vreau să-l facem ca și biserică. Dacă poate cineva să vină aici la pian și vă spun ce vreau să facem. Vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și vrem să slujim unii altora, vrem ca prin slujirea asta să, să ne pregătim la, de a, la sta la masa lui Dumnezeu. Și vreau să vă chem pe fiecare dintre voi, pentru că asta e o chemare pentru toți credincioșii, să ne să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Ăsta e ceva ce trebuie să faci tu personal și apoi să cerem Domnului să vină și să ne dea puterea Lui. Să cerem Domnului să vină să ne dea putere din El. Vreau să știi că orice păcat în care trăiești îți consumă, îți consumă, te consumă, îți consumă energia ființei tale și trăirea în mod constant în păcat duce la boală. Pentru că trăirea constant într-un păcat duce la epuizare psihică, emoțională, mentală, iar lucrul ăsta duce la boli. Și Domnul vrea să fim liberi, să fim eliberați în dimineața asta. Domnul vrea să ne dezlege de lucrurile astea și vrea să ne îmbrace cu putere de sus. Un lucru simplu pe care să-l faci în primul rând, primul lucru, Spune cuvântul Dumnezeu că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Să ne ierte și să ne curățească de nelegiuire și trebuie să rupi. Trebuie să rupi acordul cu ceea ce consumă viața ta. Și apoi ne vom ruga ca puterea din Dumnezeu să vină peste ființa ta, Leontrică. Toți cei care v-ați confruntat, indiferent că sunteți tineri sau maturi, toți cei care v-ați confruntat cu gânduri de sinucidere. Când ajungi în stadiul ăla, e grav pentru viața ta, să știi. Acolo sunt atacuri demonice la un alt nivel. Trebuie să ceri Domnului să vină să te întărească în putere în ființa ta lăuntrică. Toți cei care sunteți într-un ciclu constant al păcatului, trebuie să cereți lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă dea eliberare și să vă dea puterea azi, pentru a umbla diferit. Avem tot ceea ce avem nevoie pentru a fi diferiți, pentru a umbla în puterea lui Dumnezeu. Avem sângele meu care ne curățește de orice nelegiuire, care ne spală de orice păcat.